Ne dorim un spital nou cu 10-14 etaje și structură integrată. Asta pentru ca pacienții să nu mai fie transportați cu ambulanțele de la un pavilion la altul. Asta spun în cor fondatorii asociației Noul Spital al Brașovului, al cărei număr de membri a crescut semnificativ. Vorbim la momentul actual despre câteva sute de oameni care susțin această cauză, asta în condițiile în care asociația avea în urmă cu puțin timp doar 65 de membri. Persoane reprezentative ale comunității brașovene, printre care distinse personalități și-au dat mâna pentru reușită și pentru a demonstra că un nou spital modern și performant la Brașov nu este nicio utopie și nici un capital politic de imagine, ci este o necesitate, scrie brașovultău.ro. Este nevoie de un spital care să fie extins pe verticală, ale cărui lifturi să fie mai rapide decât ambulanțele, un spital care să conțină toate specialitățile. De asta are nevoie comunitatea brașoveană, a spus doctorul Dan Grigorescu, președintele asociației.